așa mai departe, erau eligibile și inspectoratele școlare. 95% din proiecte au fost depuse de către primarie. Și numai 5% de către inspectoratele școlare. Asta ca să ne facem o idee cu privire la interesul pe care îl avem pentru educația românească. Bun. Legat de stadionul Eugen Popescu, în aceste zile are loc montarea sau au început activitățile de montare a tribunei, a viitoarei tribune 1. Este vorba de tribuna metalică. Vom avea până la finalul acestei săptămâni aproximativ 120 de tone din cele aproape 400, cât reprezintă cantitatea totală de fier necesar noi tribune, acea tribună care va vădui aproape 5.000 de oameni. În acest moment avem resursele necesare continuării proiectului. Vom vedea după legea bugetului de stat ce se va întâmpla. Se lucrează de asemenea la tribuna veche, la zidul de sprijin. În această săptămână, în funcție și de condițiile meteo, sper să finalizăm pe tronsonul dintre de peluză zona casei armatei, să finalizăm inclusiv zidul de sprijin, să poată trece la execuția gradenelor, care reprezintă ultima etapă. Și de asemenea, undeva luna viitoare, să înceapă și execuția, de fapt montarea nocturnei. Astfel încât să putem să înregistrăm un progres deosebit pe acest proiect. Voi mai aminti numai că, sigur că și noi ne dorim un stadion la Târgoviște cât mai repede. Și mă refer la toți cei care suntem prezenți la această conferință de presă și la această masă, indiferent că vorbesc de colegii mei din cadrul executivului târgoviștean, sau de domnul președinte al Consiliului Județean. Vreau să precizez că Fotbal Club Chindia, în pofida a ceea ce susțin unii sau alții, este finanțată în proporție de 99% de către Consiliul Județean Dâmbovița și Primăria Târgoviște. Da? Mai departe, lucrările la stadionul Eugen Popescu sunt deosebit de costisitoare, într-un an bugetar dificil. Cu toate acestea, am reușit în acest moment să stabilim un ritm mulțumitor. Dacă legea bugetului de stat nu va însemna o reducere de venituri pentru administrațiile publice locale, vom putea continua și acest proiect și vom finaliza anul acesta. Nu vreau să mă hazardez să dau o dată, pentru că m-am grăbit până acum. N-am anticipat toate aceste elemente. N-am anticipat mai ales lipsa de sau disprețul pe care guvernul l-a manifestat față de comunitatea târgoviștană. Nu l-am putut anticipa. Dar, repet, sperăm să reușim anul acesta cu fonduri exclusiv de la bugetul local să avem un stadion la Târgoviște. Aș dori să mai precizez, un stadion foarte modern, de fapt, la Târgoviște, cu tot ceea ce este necesar. Aș dori să mai precizez că sunt orașe importante în România care nu susțin în acest moment o echipă în prima ligă. Numai dacă ne uităm așa până la noi, Ploieștiul nu are echipă de prima ligă, Buzăul nu are echipă de prima ligă, Brașov nu cred că are echipă de prima ligă, Timișoara nu cred că are echipă de prima ligă, da? Asta numai ca să dau câteva exemple, iar municipalitatea din Buzău mai susține anul acesta o echipă în Liga a doua. Dacă nu vine vreun investitor, nu vă mai susține Gloria Buzău. Cel puțin asta a fost declarația primarului din Buzău. Tocmai pe fondul unei
probleme bugetare acute care tinde să cronicizeze în acest, în acest an. Sper să nu ajungem la această, la această situație, însă am mi-ar plăcea ca iubitorii fotbalului din Târgoviște și din Dâmbovița să-și canalizeze energia și către această zonă. E ușor să spui, domnule, vrem stadion, dar dacă intrăm puțin în detalii, vedem că orașul ăsta n-a primit niciun leu de la guvernul anterior, iar guvernul actual e preocupat de cu totul alte, de cu totul alte lucruri. Vedem că în acest moment poate cel mai important proiect al județului Dâmbovița de după Revoluție, modernizarea DN71, a fost pur și simplu, deci proiectul a fost pur și simplu distrus de către actualul guvern. Cinic, fără precedent, cu un contract de execuție semnat și refuzând să mai scoată la licitație proiectul, actualul guvern ia șansa municipiului Târgoviște și județului Dâmbovița de a înregistra o dezvoltare, o dezvoltare accelerată. Sigur că au fost foarte multe discuții legate de realizarea acestui proiect, dar acum, când exista și finanțare și contract de execuție semnat, să dai cu piciorul unui județ întreg este incredibil. Cred că săptămâna aceasta a fost un nou accident mortal. Da? Pe acest... Unul mortal. Pe acest drum. Ar trebui să răspundă pentru acest accident mortal. În contextul în care am văzut pe ministrul transporturilor aberând a dreptul pe ceea ce ar însemna un proiect alternativ de cu privire la... Bun, să facă și drumul expres, dacă vrea. Dar trebuie finanțat acest drum. S-a ales praful și pulberea din promisiunile electorale cu privire la municipiul Târgoviște, pe care le-a făcut PNL și nu ține asta că ăla e ministrul USR și așa mai departe. Sunt la guvernare, au responsabilitatea guvernării în acest moment, au fost votați în Parlament, da? Să guverneze pentru toți românii, nu numai pentru unii sau alții. N-aș fi vrut să ating acest, n-aș vrut să ating acest subiect, însă evenimentele rutiere din această, din această săptămână m-au determinat să realizez odată în plus importanța acestei investiții. Probabil este cel mai evident gest de dispreț față de județul Dâmbovița și de municipiul Târgoviște, făcut de un ministru după Revoluția din 1989. Nimeni nu și-a permis vreodată să anuleze un contract de execuție cu finanțare asigurată și să îngroape un proiect vital pentru un întreg județ. Nimeni nu și-a permis așa ceva. Că s-a ajuns acum la semnarea contractului de, de execuție în perioada guvernării, acestei guvernări, probabil nu le-a convenit lucrul acesta, pentru că eforturile sunt mai vechi. Avea cum, într-un an de zile, să facă studii de fezabilitate, proiect, expropriere și așa mai departe. Da?
Nu le-a convenit lucrul acesta și atunci a fost bine în campanie. Vă aduceți aminte că a venit domnul Orban aici și a zis: fraților, ia uite ce facem. Va curge lapte și miere. Uite că a început să curgă. A început să curgă din nou sânge pe acest drum. Nu lapte și miere. Dar pe ei nu interesează. Au alte lucruri de rezolvat. Au depus secretar de stat în ministere. Au de negociat funcții. Au de negociat bani. Nu interesează absolut nimic. Și mai au și de proști. Spunând că, domne, venim cu un drum nou, că ăsta nu e bun proiectul. Că ne apucăm noi acum să facem mii de exproprieri. Asta înseamnă, să o iei de la zero, înseamnă să faci mii de exproprieri. Da? Și asigurăm și banii de unde? Păi că 120 de milioane de euro era valoarea. Nu mai știu exact cât era valoarea. Păi că de unde e 120 de milioane de euro? Și ce faci cu ăștia 120 de milioane? Că nu-i atragi în actualul, pe actualul POIM. Unde-i duci? Păi și asta este o... Și asta este o problemă. Cam asta e... Deci, repet, un gest fără precedent din partea unei guvernări care pur și simplu disprețuiește acest județ și municipiul Târgoviște. Pentru că principalul beneficiar al dezvoltării ar fi fost municipiul Târgoviște. Da? Cu platforma industrială de la Arctic, foarte importantă, care este și aceasta ignorată, nu interesează ce se întâmplă aici, că se produce în România și că este o marcă lider de piață pe o anumită componentă la nivel, la nivel european. N-are importanță lucrul acesta. Era proiectul mult prea important pentru acest județ și probabil nu a fost pe placul actualilor guvernanți. Am spus câteva lucruri. Sper să plece cât mai curând. Așa o să și închid. Sper să plece cât mai curând de la guvernare și să n-apuce să mai facă foarte multe împrumuturi. Pentru că datoria publică a României se apropie de 50% în momentul acesta. Ceea ce reprezintă probabil cel mai mare nivel din ultimii 10-15 ani. Iar împrumuturile făcute vor trebui plătite, indiferent dacă pleacă sau rămâne acest guvern. Asta este problema, problema majoră. 39 de miliarde de euro, o sumă din care actualul guvern a bătut orice record în materie de până la urma manetare a viitorului României. Mulțumesc frumos dacă sunt la